Majoritatea elevilor din județul Hunedoara au manualele școlare necesare, însă mai sunt copii din clasele 1 și a 2 la care le lipsesc manualele de matematică. Acestea vor fi aduse până la începutul lunii viitoare, a precizat inspectorul general școlar Maria Ștefănie. Procesul de învățământ nu va fi afectat, deoarece există manualele digitale care pot fi accesate atât de cadrul didactic cât și de elev, mai precizează Maria Ștefănie. Pentru acest an școlar au fost onorate comenzile manualelor. Avem două excepții. Este vorba de clasa 1-a și clasa 2-a la disciplina matematică. Pentru aceste manuale, termenul a fost în această lună, mai exact ieri, 19 septembrie, și urmează ca la începutul lunii octombrie să sosească în depozit. Este situația valabilă în toată țara, nu numai în județul Hunedoara. Și... o să verificăm și noi la rândul nostru, să vedem dacă mai sunt unități de învățământ unde, știu eu, n-au fost suficiente manuale la o anumită sau anumite discipline și să căutăm soluții astfel încât fiecare elev din județ să aibă toate manualele. Până la începutul lunii octombrie, fiecare dascăl va susține orele conform propriilor metode, dar se poate apela și la manualele digitale.